O expoziție inedită îi așteaptă pe iubitorii de artă la Muzeul Regiunii Porților de Fier. Fiecare operă creează o emoție privitorului. Asta a dorit artistul Dinișoară Dorel să transmită prin piesele sale complexe și chiar abstracte. Vernisajul intitulat Emoții aparține artistului Dinișoară Dorel, absolvent al Unității Naționale de Artă. Am încercat să aduc în expoziție câte o mică parte dintre preocupările mele artistice, așa că am ales să expun pictura și sculptura. Emoția este ceea ce ne definește, complexă și chiar abstractă. Cum să o imortalizez dacă nu în același mod abstract, a precizat autorul expoziției. Vă primesc o expoziție personală, prima mea expoziție personală. Într-un final mi-am găsit curajul să expun singur. De-a lungul anilor am expus alături de colegii de breaslă cam la fiecare expoziție de grup în oraș și chiar și prin țară. Expoziția cuprinde atât lucrări figurative cât și lucrări abstracte. Am ales să aduc și două lucrări în marmură pentru că reprezintă oarecum una din direcțiile următoare. După această expoziție. Operele sale pot fi admirate la pavilionul multifuncțional al Muzeului Regiunii Porților de Fier în perioada 16 ianuarie-16 februarie.